că am fost invitașa mea cu toată dragostea către NPR și sunt mândru că fac parte din această echipă. Am folosit mai des cuvântul echipă, chiar asta și cred că stă la baza succesului, deci nu o persoană, două sau trei. Este un nou început pentru mine. Aș vrea să fac o precizare ca să nu fie speculată. Deci nu voi fi candidatul la primăria Bacău din partea unui PR-ul. Deci nu să nu creadă cineva să speculezi. Fac parte din echipa unui PR și îmi voi face cu toată responsabilitatea și tot ce mi se va atribui și voi rezolva. Zic că am o leacă de expertiză, de experiență în spate. Voi încerca să discut cu colegii mei, să zic așa de acum, anumite idei pe care le am, cred în ele, referitoare la participarea mediului de afaceri în administrarea orașului Bacău, adică administrației publice locale. Țin foarte mult la această temă și de asemenea cred cu tărie că și participarea cetățenilor în administrarea publică locală va fi benefică. Deci dacă știm să ne facem treaba cum se cuvine, să devină administrația publică locală o administrație sănătoasă și corectă. Deci avem nevoie de foarte multă transparență, claritate. Am venit în UNEPR văzând pe site și mesajele lor și intrând puțin în profunzime, cuvântul corect este la ordinea zilei și voi duce mai departe acest mesaj. Mulțumesc încă o dată domnului Mironescu, primirea călduroasă care mi-a făcut-o și voi răspunde cu toată responsabilitatea. Voi fi bun, voi contribui tot ceea ce știu, ne vom pregăti ca la sfârșit cetățeanul și omul de afaceri să fie câștigător în această ecuație. Mulțumesc! Mersi, Iubis!